Treenet Radio. More music. More colours. Bine v-am găsit, sunt Madalina Ion. Începe microfonul deschis. Povestea invitatului nostru este un exemplu extraordinar de inițiativă, dezvoltare și performanță. Gabriel Sandu, absolvent de finanțe bănci la Iași, dar și posesor al unui MBA în Marea Britanie, a acceptat să ne fie alături. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Știu despre dumneavoastră că v-ați început ascensiunea profesională undeva în 1999, Rădăuți, de unde ați pornit și ați dezvoltat o afacere care v-a fost și nume și renume. Este vorba despre afacerea Proton, lider național în vânzări GSM. De asemenea, știu că la un moment dat, în 2009, dacă nu mă înșel, da, ați hotărât să vindeți această afacere și să porniți pe un alt drum. De remarcat un fapt pe care l-au observat diversi analiști economici, că vă numărați printre antreprenorii care au avut curaj să pornească o afacere de la zero într-un moment de criză. Înainte însă, pentru că vom vorbi și despre ceea ce vă pasionează acum, retailul alimentar sau de proximitate, sau așa zisele magazine alimentare de proximitate, trebuie să ne familiarizăm și noi cu acest termen și o să ne povestiți dumneavoastră. Înainte de toate însă, până la difuzarea primei melodii din programul nostru, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți în povestea aia cu cheia succesului, secretul succesului, calea spre succes. Există o cheie a succesului în ceea ce vă privește? Dacă ar fi o carte în care să fie secretul acesta difuzat, cred că toată lumea ar cumpăra, ar avea succes și ar toată lumea ar fi fericită. Cred că succesul ține de fiecare individ și ține într-o anumită măsură de, sau într-o mare măsură de efort și perseverență. Cred că asta este cheia succesului pentru orice persoană, pentru orice domeniu. Mă refer la afaceri, muzică, literatură sau, eu știu, sport. Există o procedură anume care se urmează? Sunt niște pași care până la urmă te duc spre reușită? Într-adevăr, din ce a spus dumneavoastră, este foarte clar că și succesul ar fi personalizat, da? În funcție de ceea ce dorești să faci, în ce domeniu activezi, este un domeniu economic, ține ceva, un domeniu care ține de artă, de muzică, de literatură și așa mai departe. Cred că aș putea să aprofundez, în sensul că după ce mi-am terminat studiile, m-am gândit, wow, ce multe chestii am învățat totuși. Din toate astea, care este lucrul cel mai important și cel mai important? Așa e. Și în momentul respectiv mi-a căzut sub ochi un material este în care sintetizez, cred că adevărata cheia succesului este să știi ce vrei, să știi să obții ceea ce vrei. Dacă știi ce vrei, și după care este ce înveți și afli cum să obții ceea ce vrei, poți să ai succes în orice domeniu și să atingi performanță. Treaba asta v-ați însușit-o și v-ați transformat-o probabil într-un fel de moto, nu? Să zicem, am putea să zicem și așa. Chiar dacă stau să mă gândesc, n-am mai spus nimănui acest secret, deci m-ați provocat acum și am dat tot. Sunt acum în fața noastră 100% dezgolit de orice ascunziș. V-am urmărit o filmare pentru Business Days și acolo l-ați mărturisit celor din public că aveți un lider motivațional, inspirațional, dacă putem să zicem și așa, este vorba despre doamna Angela Merkel. Vreau să vă întreb dacă ați găsit puncte comune cu domnia sa.
Recunosc că este o persoană care mă inspiră în ultima perioadă, deci, în fine, în ultimii ani, deci am fost cu desăvârșire fascinat de cariera ei politică și modul de a aborda problemele. Nu cred că este cel mai popular lider din lume, deci în sensul că nu cred că are fani care să, în fine, să fie impresionați de frumuseții, de armonia gesturilor sau, în fine, lucrul acesta. Pe de altă parte, din punct de vedere economic și politic, a făcut un lucru extraordinar pentru Germania. În ultima perioadă a reușit să pună Germania într-o poziție extrem de puternică la nivel mondial. Ce am în comun cu Angela Merkel? Deci, s-ar putea să fie vorba de geografie, în sensul că vin din Rădăuță, Jeazul Suceava, deci o zonă care 125 de ani am fost înglobați în Imperiul Austro-Ungar, deci aveam influență germană. Rădăuți era cel mai german oraș al Bucovinei. Probabil filiera acesta germană de care vă spun m-am făcut este să mă apropii oarecum de un model german și în același timp consider că din punct de vedere al managementului, al succesului, femeile sunt cele mai potrivite. Deci, sincer, cred că femeile sunt niște lideri mult mai buni decât bărbații, cred că sunt niște în fine, lideri care au o abordare holistică a problemelor, deosebire de noi bărbații care suntem mult mai focusați pe un singur obiectiv. Aveți exemplu și în familie, pe soția dumneavoastră. Bineînțeles, deci mărturisesc, de fapt nici măcar nu mărturisesc, trebuie să vă spun este că am o familie de care sunt mândru, deci suntem 5 în familie, deci am o soție frumoasă care mă ajută în tot ceea ce fac și în același timp și 3 copii care chiar am observat este că m-au luat oarecum ca model și copie multe din lucrurile care le fac eu și bineînțeles și mama. Și asta este foarte bine. Ce înseamnă retail alimentar de proximitate? De ce merită să investești în magazinele alimentare de proximitate? Aflăm de la invitatul nostru, Gabriel Sandu, antreprenor. Sunteți la microfonul deschis. Rămâneți aici, ne întoarcem în câteva. Gabriel Sandu, antreprenor, este invitat în această seară la microfonul deschis. Vreau să-i propun în continuare invitatului, oaspetelui nostru, să ne vorbească un pic despre retailul ăsta alimentar de proximitate. Dar, pe de altă parte, aș vrea să subliniez faptul că puțini dintre cei care ne urmăresc sau cei care vă cunosc cât de cât activitatea, știu că primul post pe care l-ați ocupat a fost acela de manager, da? Ați fost atras de domeniul ăsta. Ce tip de manager ați fost și pentru ce tip de management pledați? Cred că știți totul despre mine, deci, dar cred că va trebui totuși să adaug și eu ceva. Deci, da, am fost manager chiar de imediat ce am terminat facultatea. Am început atunci ca angajat într-un magazin. Deci, cred că definiția mea ca manager a fost că vreau să creez acel loc de muncă în care oamenii să vină la muncă din plăcere, nu din obligație. Cred că tot timpul m-am străduit ca toate joburile, toate locurile de muncă pe care le-am creat este să fie niște locuri de muncă în care oamenii să vină cu plăcere la servici până la urmă. Ce anume v-a inspirat să intrați în retailul alimentar de proximitate și exact când s-a întâmplat asta? Ce v-a inspirat? Când s-a produs declicul? Cred că aici este o problemă destul de importantă. Deci este iar o idee destul de mare care oamenii nu o conștientizează. Eu cred că lucrurile ar trebui să fie folosite și oamenii iubiți. Din nefericire, oamenii fac lucrurile exact invers. Deci iubesc lucrurile și folosesc oamenii. De ce vreau să spun asta? Este valabil chiar și în magazinele noastre. Deci magazinele sunt mici, rezolvă problemele oamenilor. Sunt făcute studii către oameni care tratează foarte științific problema și s-a descoperit că 400 de lucruri sunt suficiente pentru un om, absolut suficiente pentru a-și duce viața. În acest context, magazinele mari care au sute de mii de produse sunt practic în mod evident niște lucruri inutile în care oamenii merg
și iau lucruri și iubesc lucrurile pe care le iau și pierd acolo foarte, foarte mult timp și uită să mai iubească oamenii. Și uită de ce au venit, știți? Că te duci pentru o treabă și descoperi că de fapt ți-ai umplut coșul cu altele. Și faci 2 ore, stai 2 ore exact, în acel magazin, exact. Deci așa fac mulți. Am descoperit acest lucru întâmplător în deplasările mele, în care am văzut aceste magazine de proximitate, în care în 3-5 minute poți să-ți faci toate comporturile de care ai nevoie și poți să stai cu prietene, poți să stai cu cei pe care îi iubești. Deci poți să stai cu familia sau poți să stai cu prietene. Deci economisești un timp foarte valoros mergând într-un magazin din apropierea casei tale, pentru că este imposibil să ai magazine de sute de mii de produse chiar lângă casă. Dar un magazin de proximitate este alături de tine, nu mai pierzi timp pe drum și în plus poți să te rezolvi absolut orice nevoie. Am descoperit că timp de o lună jumate cât am stat într-o țară străină, mi-am făcut toate cumpărăturile necesare la un magazin de 50 metri pătrați care era lângă hotelul în care locuiam, în zona respectivă. Înseamnă că erau mai bine organizate produsele ca să nu te pierzi acolo, să știi exact ce ai de cumpărat. Și eu am aflat că ați petrecut ceva timp în China și că aceste magazine de proximitate le-ați gândit în stilul ăla cumva, nu? Întâmplător este China, deci magazinele se numesc, sper că nu fac reclamă, pentru că nu sunt în România. Sunt acolo, putem să le numim, exact. 7-Eleven se numeau, deci era un Taiwan mai exact. Taiwan este un stat semi-chinez, dacă aș putea să spun așa, deci este ceva mai complicat, deci este economie de piață, deci, în fine, le-am regăsit și în Shanghai, le-am regăsit și în Norvegia, le-am regăsit și în America, deci este cea mai mare franciză din lume. În fine, deci cred că și magazinele actuale sunt ordonate la fel. Deci, în aceeași direcție, când vă spuneam că oamenii trebuie iubiți și lucrurile folosite, deci sunt și restaurantele. Poți să petreci acolo niște clipe de calitate cu familia, poți să petreci niște clipe de calitate cu soția în special, sau, în fine, cu soțul, depinde din ce punct de vedere ne privești, dar chiar și copiii. Deci, în străinătate, oamenii merg foarte mult la restaurante cu întreaga familie și petrec acea masă de familie într-un restaurant. M-ar bucura să reușesc să cresc acest obicei și să fac cu oamenii să se bucure de viață mai mult decât o fac la ora actuală. Pentru că la ora actuală muncim foarte mult, nu mai avem timp ca pe vremuri să gătim, să curățăm cartofi, să chemăm prietene la o masă. Să fim eficienți. Timpul e prețios. Deci, din nefericire, oamenii aleg să meargă la mall sau aleg să facă în cumpărături. Nu cred că este cel mai bun mod de a petrece timpul. Sau, în fine, să stea pe calculator sau pe tablete. Deci, cred că cel mai important este să petreci timpul cu familia și cu cei dragi. Să înțeleg eu, cumva novice în toată treaba asta cu retail-ul alimentar, magazinele alimentare de proximitate, că ați adus un gen de magazin de familie în România? Deci, magazinele aduc aproape de casele bucureștenilor aproape tot ce au cu adevărat nevoie. Deci, m-am străduit să fac acest lucru. La fel, am investit în acest domeniu, domeniul restaurantelor, restaurantul Zabaione din București. Cred că este un loc absolut perfect în care cineva poate să petreacă o seară romantică. Cred că este cel mai romantic loc din București și cred că am fost cel mai fericit din lume când am văzut că în restaurantul nostru s-au dat 2 inele de logodnă. Deci, cred că asta... Ești tu pe ideea asta de familie și cuplu mergeți. Da. Sau se întâmplă, vedeți că atunci când îți dorești cu adevărat ceva, parcă și universul conspiră să se întâmple așa. Da, pentru că adevărul că ăsta este lucrul cel mai important. Deci, știți, cele mai importante momente din viața unui om sunt nașterea, căsătoria și moartea, cred. Deci, cred că este unanim acceptat acest lucru. În aceste 3 momente, unde este serviciu, unde este perioada de shopping, unde este, ce să spun eu, tabla de șah, nu prea sunt aici. Deci în aceste lucruri sunt, în aceste momente ești alături de prieteni apropiați și de familie. Care ar fi, să zic, principalul inconvenient, principala problemă de care v-ați izbit în retail-ul acesta alimentar de proximitate? Cred că cel mai greu este
să îi faci pe oamenii din jur, din jurul magazinelor, să conștientizezi importanța timpului lor. În sensul că sunt mulți care nu realizează că un drum până la un hipermarket înseamnă timp, riscuri. Am pățit chiar și eu într-un hipermarket mai din România. În parcare este cineva mi-a smuls pur și simplu un ornament de la mașină. Am pățit și eu cum pățește toată lumea, este ce să stau 2-3 ore este ce într-un hipermarket să ne pierd timpul acolo. Cred că asta e cel mai important, este să înțeleagă oamenii, clienții din jurul magazinelor, că practic magazinul rezolvă o nevoie foarte importantă a comunității din care face parte și că practic metodele alternative tradiționale de aprovizionare sunt cred că mai potrivite pentru achizițiile lunare. Într-adevăr, deci televizor este nu-l cumperi de la magazinul de lângă tine, dar poți să-l cumperi din altă parte. Încerc să conving oamenii de importanța timpului. Timpului de calitate petrecut în familie sau cu prietene versus timpul petrecut la mall sau în hipermarketuri testând diferitele produse și văzând unde este cu 50 de bani mai mic un produs față de celălalt. Ați pronunțat cuvântul magic cu bani. Politica prețurilor, cum ați gândit-o în cazul acesta al magazinelor de proximitate? Prețurile trebuie să fie corecte. Deci când spun prețurile corecte, sunt deci trebuie să fie nici prea mari, nici prea mici. În principiu, când spun asta, spun că facem studii de piață, ne raportăm la magazinele de aceeași categorie ca și noi și ne străduim în fiecare clipă să avem prețuri similare cu celelalte magazine. Revin la restaurante, la Zabaione. Deci pot să vă spun că primul lucru care l-am remarcat la restaurantul meu, deci în momentul când l-am preluat, pentru că el funcționa în momentul respectiv, mi s-au părut prețurile cam mari. Și când spun asta, spun că am fost la toate restaurantele din zonă, restaurantele tot la fel de bune ca al nostru, pentru că eu cred că este cel mai frumos restaurant din România. Și vă spun asta pentru că am mâncat în multe restaurante din România și din lume, este poate unul din cele mai frumoase din Europa. Dar, în același timp, prețul trebuie să fie corect. Nu contează dacă este cel mai frumos, prețul trebuie să fie corect. Trebuie să fie cam ca la celelalte restaurante. Dacă nu, se întâmplă un lucru foarte neplăcut, este că nu ai foarte mulți clienți, nu ai foarte multe persoane care să vină la tine. Deci, prețul corect. Cam după cât timp ați reușit să scoateți un profit decent? Cam după cât timp de la deschiderea primului, să zicem, magazin de proximitate, alimentar de proximitate? Trebuie să recunosc că în domeniul ăsta este un domeniu foarte complicat, pentru că sunt de formație finanțist și pot să vă spun că dacă întrebi un contabil cât este profitul luna aceasta, deci un contabil o să te răspundă întotdeauna este că cât doriți să fie profitul luna aceasta. Deci, în principiu, sunt foarte multe moduri de a calcula profitul și din acest motiv pot să vă spun că dacă calculezi într-un fel poți să ajungi la concluzia că este pierdere, dacă calculezi din alt punct de vedere, ajungi la concluzia că este profit. Deci, în principiu, pot să vă spun că este o discuție prea complicată care cred că nu putem să o eliminăm și să închidem aici. Dacă vrei, poți. Acesta este motoul declarat al invitatului nostru, Gabriel Sandu, antreprenor. Microfonul deschis, fii cineva, ne întoarcem în câteva. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. This is 3net Radio. Streaming live from the House of Radio in Bucharest, Romania. Stay tuned for more music and more colors. Cum vedeți, ca și antreprenor, viitorul acestui business pe care îl dezvoltați acum? Treaba asta cu magazinele alimentare de proximitate. Păi, eu cred destul de puternic că, deocamdată, este un domeniu destul de vitregit.
Și spun asta din prisma faptului că românii au foarte mult timp liber. În țara asta muncesc totuși numai 4,5 milioane de oameni, la o populație de 22 de milioane de oameni. Deci înseamnă că toți ceilalți care nu muncesc au foarte mult timp liber și au timp să meargă în mall-uri, hipermarket-uri și păi alte... Păi să știți că mall-urile sunt pline, la orice oră, din zi și din noapte, aceeași problemă m-am pus-o și eu la un moment. Asta mă șochează, deci, deci am mers în lume. Deci la ora 10 dimineața nu găsești niciun mall aglomerat oriunde în lume sau unde am umblat eu. La noi, la ora 10... Deci, lumea serioasă muncește. Este incredibil, este aglomerat, dar nu aglomerat. Foarte aglomerat, aproape orice magazin este în care îl vizitezi. Atunci când mai muncește lumea? Răspunsul este că nu prea muncește lumea în România la ora actuală, deci muncesc doar 4,5 milioane de oameni, ceilalți au foarte mult timp liber. Și eu sper că o să ajungă la un moment dat în și România, o țară normală, în care oamenii vor munci și atunci este, vor avea nevoie de aceste magazine care să le permită să și trăiască, pentru că dacă muncești, valorizezi timpul altfel. Dacă ai, ce să spun eu, foarte mult timp liber, atunci chiar nu mai contează și dacă pentru ca să-ți iei o pâine, te pierzi 2 ore. Sunteți adeptul achizițiilor ca și antreprenor? Cred în acest model de afaceri, deci în ultima perioadă, chiar dacă stau să mă gândesc că numai așa am dezvoltat afaceri de succes, chiar și magazinele este, deci prefer să iau magazine care deja au funcționat și în care văd că s-ar putea aduce multe îmbunătățiri. La fel cum v-am spus în restaurante, deci restaurantul este perfect, bucătarul, meniu, în fine, ceea ce oferă el sunt produse de foarte bună calitate și care putea încânta orice gurmand. Deci am văzut în restaurante, este chiar persoane, în fine, cu mare notorietate, este că care au fost mulțumite de restaurant. Singura chestiune este, sau în fine, câteva lucruri au trebuit schimbate este pentru a deveni acest restaurant atractiv și mulțumesc în fine, echipei care m-a ajutat să găsesc aceste lucruri. L-am văzut de multe ori plin, în ultima perioadă l-am văzut de multe ori plin. Chiar echipa care, mulți dintre ei sunt acolo de foarte mult timp în exercitarea profesiei, s-au bucurat și au spus că n-au mai văzut restaurantul de foarte mult timp atât de plin. Vă văd foarte pozitiv așa și încrezător în ce va să vină. Lipsește ceva din viața dumneavoastră, la nivel profesional, mă refer, în clipa asta? Ați mai avea de adăugat ceva? Mereu avem de adăugat ceva adevărat și vrem să ni se întâmple mai mult și mai bine. Simțiți că e momentul să se mai întâmple ceva? Profesional, ce să spun, totdeauna este loc de mai bine, deci, dar cred că dacă ar fi să-mi lipsească ceva, deci ar fi o pasiune care am dezvoltat-o, deci cu cât 4 ani în urmă am început să-mi muncesc pentru o licență de pilot de avion și îmi lipsește faptul că mai, în fine, pentru a putea să mă prezint la examen am nevoie de 40 de ore, am făcut până acum 30 de ore de conducere și trebuie să fac cumva este ca să termin acest lucru. Să le faceți și pe celelalte 10, să da? Să le fac și pe celelalte 10, deci chiar dacă ceva mă stresează și, în fine, îmi doresc să fac în timpul liber, acest lucru îmi doresc, este să ajung și eu pilot. Știți, toți băieții când sunt mici visează să zboare, să ajungă pilot. Cred că a rămas ceva din acea perioadă pentru că în general bărbații sunt niște copii, deci cred că am rămas tot cu visul acela de băiețel. Dar mai aveți două pasiuni la care bănuiesc eu că n-ați renunțat: jocul Go și croazierele. Pasiunile astea ce vă aduc? Păi, cum vă ajută ele, să zic, în business? Ca să le îmbinăm utilul cu plăcutul. Cred că din punct de vedere al calității timpului petrecut, croazierele sunt forma cea mai înaltă de turism, pentru că într-un vas de croazieră, deci poți să fii, deci mă refer la serviciile, poți fi ori cele mai bune, ori nu ești acolo.
În principiu, pe vase de croazieră nu sunt vecini, nu sunt verișori, nu sunt mătușe, nu sunt relații de rudene. Este o afacere condus și dusă până la perfecțiune pe oricare vas de croazieră ai fi. Și în același timp, timpul este foarte valoros. În sensul că noaptea, dacă mergi undeva într-un hotel, te trezești în același loc. Dacă mergi într-un vas de croazier, asta e singura diferență. În fiecare dimineață te trezești în alt port. Ești mereu în altă parte. Ești în alt port, în alt oraș. Deci azi ești în Marsilia, mâine ești în Barcelona, mâine ești în orice oraș, în fiecare zi vezi altceva. Timpul este prea scurt și din nefericire este speranța de viață a noastră, a bărbaților, este chiar mică, 60 și ceva de ani sau 70 poate de ani. În viața asta aș vrea și eu să apuc să văd lumea și astfel am o șansă în plus. Ați apucat ceva până acum? Nu fiți modest. Da, dar... Ați apucat. Da, dar, de exemplu... Ce ați mai vrea să vedeți, chiar? Păi, de exemplu, n-am văzut din Africa decât Tunisia și Egiptul. Mă gândesc că poate am și eu noroc să văd, până la urmă, un leu. Un leu în carne și oase. Un leu în carne și oase. Nu în buzunar, nu în fine, da, undeva într-o pușculiță. Safari. Nu neapărat, deci Africa e mare, deci da. Poți să-l vezi... chiar și în Maroc, dacă stau să mă gândesc, poți să-l vezi și în Casablanca, deci, în fine, m-ar bucura este să mai văd o bucățică din Africa. Eu, ca femeile, știți, îmi doresc tare mult să ajung într-o piață de mirodenii din alea, de tot felul, nu știu, din Maroc, de exemplu, da. De exemplu. Deci numai când văd la televizor chestiile astea, salivez, dar nu neapărat de poftă, nu știu, e atâta bogăție și atâta culoare, cum în piețele noastre, să fie iertat, poate greșesc, nu vezi. Cred că la televizor este mult mai bine, pentru că vezi numai partea frumoasă a lucrurilor. Da. Deci nu vezi, în fine, sau nu auzi zgomotul acela infernal, deci care îți face, în fine, clipele petrecute acolo un mic chin. Pentru că dacă ești acolo, s-ar putea să nu fii la fel de impresionat, pentru că am fost acolo și mă refer în Tunisia, uh-huh. Pentru că despre asta vorbeam. Și ați dimerit într-o piață din asta, așa? Da. Și pot să spun că este mai frumos la televizor. Mai confortabil în fotoliu, vezi, iei notițe și dezvolți business-ul. Da, deci cine a văzut desene animate cu Aladdin, deci în fine, realizează că în principiu cam ăla este adevăratul tunis, deci practic asta e realitatea și nu, în fine, reportajele care apar pe site-urile de traveling. Cred că este o zonă oarecum în care ești mândru că ești român. Pentru că țara noastră este o țară foarte frumoasă, foarte civilizată și oameni foarte în regulă, foarte frumoși comparativ cu ce găsești acolo. Care credeți că ar trebui să fie principala calitate sau principalul atu al antreprenorului? Cred că un antreprenor ar trebui să știe secretul meu, care v-am spus la început, un antreprenor ar trebui să știe ce vrea și după care să știe să obțină ceea ce vrea. Dacă aceste două lucruri sunt foarte clare în mintea unui antreprenor, nu poate să aibă decât succes, dacă nu are ghinion. Ce v-a alimentat întotdeauna visul, visele, dorințele? Ce v-a făcut să puneți energie și forță în ele și să le transformați în realitate? În principiu, în afacerile pe care le-am condus, întotdeauna am vrut să devin lider în domeniul în care am activat. Pot să spun că cu Proton n-am reușit, afacerea care mi-ați spus-o, am ajuns locul 2 în România. Nu este chiar rău să fii locul 2 într-o țară ca România, o țară cu 22 de milioane de locuitori, este și cu peste 200 de orașe, deci vă spun asta pentru că, de exemplu, Bulgaria are undeva la 20 de orașe. Deci să fii locul 2 în domeniul de activitate al vânzărilor, al magazinelor, deci n-a fost chiar rău. Cu magazinele, să zicem că am ajuns lider în domeniul de activitate și îmi doresc este același lucru și cu restaurantul care tocmai l-am
l-am început. Deci cred că este important pentru orice antreprenor să-și dorească să fie lider, sau să zicem că eu mi-am dorit întotdeauna să fiu lider în domeniul în care am activat. Eu pot să spun că, de exemplu, restaurantul meu este cel mai frumos din România. Când spun asta, avem ceva unic. Avem în interiorul restaurantului un șemineu construit de brâncuș. Deci acest lucru mă face să cred că este cel mai frumos din România, pentru că nu cred că mai este niciun restaurant care să aibă o asemenea frumusețe. Dumneavoastră știți cel mai bine. Nici eu n-am auzit până acum de o astfel de unicitate. Aveți acolo opera unui nume greu din cultura noastră. Cultura mondială. Exact, exact. Universală. Universal. Deci numai că o fi cel mai frumos restaurant, este și universal, vedeți? Este și o destinație în același timp. Da, da. Să știți că timpul a trecut rapid și plăcut în compania dumneavoastră. Microfonul deschis a ajuns la final. Am petrecut aproape o oră alături de o persoană specială, alături de un om special care a crezut cu tărie în ideile sale și, iată, l-a transformat în realitate, dar nu se oprește aici. Sper să fi învățat și voi, alături de antreprenorul Gabriel Sandu, cum să dați energie proiectelor și planurilor voastre. Putere de muncă vă doresc, spor, inspirație în absolut tot ce va să vină și în absolut tot ceea ce vă propuneți. De asemenea, seară plăcută în continuare. Trebuie să venim să vizităm locul unic, universal și frumos pe care l-ați deschis nu de mult. Dragi consumatori de Radio 3net, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Ne vom revedea, reauzi luni în cadrul emisiunii pentru ONG-uri și ONG-iști. Să auzim de bine! 3net Radio. More music. More colors.